Opt oameni au fost răniți în urma unui accident teribil produs în localitatea Copaciu din județul Giurgiu din cauza ceții dense. Două de autoturisme s-au ciocnit. Vizibilitatea era atât de redusă încât șoferii nu au mai putut face nimic pentru a evita impactul extrem de violent. Martorii au alertat imediat autoritățile. Echipele de salvare au ajuns de urgență la fața locului. În urma accidentului, patru copii cu vârste cuprinse între 11 zile și 5 ani, precum și părinții lor, au fost grav răniți. Unul dintre bebeluși de doar 5 luni a fost găsit inconștient. Medicii au transportat în cel mai scurt timp cele două familii la spital. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs accidentul.